Începem azi cu un video pe frigul ăsta, dar să avem și căciulile astea să ne protejeze. Salutare, salutare Eric, salutare Panti. Bine v-am găsit aici sau bine v-am regăsit la un nou video, da? Astăzi o să facem niște lucruri foarte, foarte frumoase, ținând cont că este anul nou, așa că vreau să vă bucurați și voi alături de noi cu niște execuții spectaculoase. Și o să vedeți acum despre ce este vorba. Nu uitați că aveți și Instagramul lui Eric aici mai jos și Instagramul lui Panti tot acolo mai jos, da? Așa că puteți să-i urmăriți și pe ei. Haideți să mergem să vedem exact despre ce este vorba în videoul de astăzi. Bun! Începem acum cu prima rundă, băieți. Fiecare trebuie să facă o schemă aici de la 16 metri cu un braier, să ridice mingea și să dea acolo. Avem în dreapta și în stânga două cerculețe, vi le arăt acum. Aici avem unul și aici încă unul. Trebuie să rămână mingea acolo, da? Sper ca suportul acela să țină și noi să dăm acolo. Ok, domnilor? Da. Te-ți pregătiți? Da. Sigur? Da, sigur. Moș Panti? Moș Panti e bine? Da. Moș Eric? Da, foarte. Hai să vedem. Hai Panti, arată-ne prima schemă. N-a fost rău, aeri. Haide. Panti, mai ai minge aici, da? Da. Ha. Bun. Ia să vedem, să încercăm ceva mai ciudat, așa. Bun. Direcția bună. Dar puteți să dați și stânga și dreapta, unde vreți voi, da? Deci primul care o să nimerească acolo și o să rămână mingea, o să câștige, da? Da. Ce aproape Panti. Hai că Panti a fost cel mai aproape. Bun, mingea intrase înăuntru, imediat mergem cu camera acum. Hai să și vedem. Mingea intrase înăuntru, o să vedem și pe reloare. Bravo, mă, Panti. Ne uităm acum la reloare și revenim, da? N-am uitat la reloare, așa că Panti a luat prima probă. Unde e Panti? Ah. Aici. Panti a luat prima probă, bravo ție, Eric. Mergem la a doua probă acum, da? Da. Părea grea asta, nu? Când ați văzut la început. Da. Hai să nu mai intră. Bun, mergem la a doua probă acum să vedeți ceva tot așa spectaculos. Bun, băți, acum avem așa, o poartă aici și o poartă acolo. Și ce o să facem? O să luăm mingea noi, fiind în spatele porții, o să dăm să intre mingea în poartă. Cine a dat să intre mingea în poartă, își ia mingea, se duce și trebuie să dea din 16 metri din semicerc, să dea bară. Cine a dat primul a câștigat proba. Ok. Ok? Da. Ha. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Luați-vă mici și dați iar. Hai. Acum cine dă? Ah. Ia vezi că ai intrat asta? Ha. Ai intrat asta la mine? Ai repede. Dacă ți-ai intrat, ia-o repede. Vezi că intră, nu? Nu intră? Nu, nu intră. N-a intrat? Hai, aștept să tai bară. O să iei alta din spate, Panti. Nu, nu intră. O să iei alta din spate, unul trebuie să duci până acolo, da? Te-ai uitat asta. Haide! Ha. Ia, cred că intră. A intrat aia, la mine. A intrat.
Băi, dar să nu dau bară deloc. Haide! Dacă asta intră? Mamă, nu a intrat. Da. Haide! Am băgat-o! Se poate așa ceva. Vara. Ce bagă, Erika? Ia. Și? Ai intrat? Da. Te-și de gol. Vara, să-ți da, ia. Ia! Mergem acum la a treia probă, da? Da. V-a plăcut asta? Da. O să fie a doua, a treia, o să fie și mai tare. Pa! Avem acum portile puse aici, trei porți. Și avem aici, o să începem de la jumătate cu mingile. Trebuie să dăm în prima să nu cadă, da? Da. Să intre în plasă direct. În a doua să intre în poartă, în a treia să intre în poartă. Iar după aceea ne vom lua o minge de acolo și trebuie să dăm la bară. Primul care face treaba asta a câștigat. Da? Da. Dar trebuie să dai consecutiv în astea. Da, da, da. Ok? Da. Bine, hai să luăm mingile. Bagă. Bun. Hai, pa. Bun. Hai că poate o dă pe asta la pantii. Și pe urmă trebuie să mai dea la bară și atât. Și asta e, nu mai stăm așa mult în frig. Mai tare! Da. Hai, du-te și adună mingile alea. Hai, acum mai ridicăm. Bun, prima. Pe aia lasă, lasă eu pe aia, da? Oh. Ha. Bravo, Panti, bune, bune! Mai tare acum! Deci dau un potmolin la a doua, să văd, să zic. Puteam iară și pe alea, da? Acolo, în a doua am rămas toți. Bună, Ricone! Ia să vedem a doua. Bună! Asta e mai tare. Bine! Ia să vedem acum. Trebuie să fie gol, domn. Ha! Hai că se pare că Eric a câștigat. Ia să vedem. Mai rămâne bara. Haide, mă! Bani glace! Bani glace! Bani glace! Am mâncat pantii acum, am mai băgat un crembuște! V-am zis? V-am zis că ai băgat pantii un crembuște sau nu v-am zis? Hai! A dat acum, o dă pe asta acum, o să vedeți! Ia să vedem pantezaurul.
Hai, mă, panti, mă. Am zis că o să câștigi proba asta. Băi, s-au lăsat la greutăți acum, la vorbe grele. Bag aici gloanțe. Gloanțe, gloanțe. No, stai liniștit. Stai liniștit, pantă. Terminat, băieți? 10.000 de nou, 10.000. 5.000 de like-uri, băieți. 5.000 de like-uri măcar, da? La video, că merită sigur, acum mare acum frumoasă. V-am zis, băieți? V-am zis, da? Dinainte, dacă nu mai dau băieții acum, repede o dau direct, nu mai stau. Bun, mergem la proba numărul 4. Băieții, la a patra probă, avem poarta acolo în spate. Și trebuie să dăm de aici, din spate, de pe ciment, trebuie să dăm gol în poartă, da? Da. Cum vreți voi, ce procedeu vreți, numai să intre mingea în poartă. Da? Peste plasa asta trebuie să dați. Ok. Ok? Da. Hai să vedem acum, proba numărul 4. Hai. Cam prea așa, da? Hai. Hai, mă, Messi. E Messi. Pati Messi, dă-i drum. Pot să dau eu de aici. Hai, recunte, tu. Hai, mă. Dau eu? Da. Ha. Dar trebuie să o tai, domnule, să o tai înapoi, da? Da, efect. Ha. Mă, s-a terminat proba. Deci s-a terminat proba, trebuie să avem varul cu noi aici, luăm varul. Deci, sincer, nu vine să cred că a dat așa repede. Și n-a dat cu efect. Unde ești, Panti? Ai dat cu efect? N-ai dat cu efect, nu? Da. Avem confirmare aici, băieți. Ia să vedem. Da, a trecut aici. Unde ești, Panti? Pantezaur. Pantezaurul a câștigat imediat proba asta numărul 4. Vino cu acest domnul. Cum stăm cu probele? Câte avem? Două. Ai două? Din voleu și... Ai două și eu câte am? Am una? Una, da. Și tu una, nu? Da. Nu am. N-ai niciuna? Trebuie să-l batem pe ăsta. Da. Trebuie să-l batem pe ăsta la următoarea. La proba numărul 5, da? Și se chestie cam frig afară. Ne vedeți voi așa cu căciulile astea. Îl vedeți pe pante aici, în pantalon scurs, da? Este cam fric. Dar mergem la proba numărul 5. Este cu totul și cu totul specială. Nu ați mai văzut-o până acum și vedeți acum despre ce este vorba. Bun, băieți, acum seamănă puțin cu prima probă, dar este mult mai grea. Am mai făcut proba, o probă asemănătoare în videoul cu Danu și cu Bogdan. Adică am dat în bară, a venit mingea înapoi, am jonglat-o, dar am dat de jos. Acum nu o să mai dăm de jos. Mergem la next level și dăm din jonglare, da? Dăm de sus din voleu. Dăm în bară, o preluăm, la fel o jonglăm iarăși și trebuie să dăm tot în crossbar. Ok? Da. Ha. Hai să-i dăm drumul. Cine a câștigat proba? Hai, nu. Panti, dă-i că a câștigat Panti toate probele. Hai, cu. Dar aici trebuie să facem, să nu trecem de linie, da? Trebuie să dăm, trebuie să dăm de aici, da? Oh, n-a fost rău. Ia vezi. Nu mai vrea? Tu a o zrei. Asta e Panti. Oh,
Este! 5 probe super tari. Și eu zic să mai facem una. Ce spuneți? Mai facem o probă? Da, da, da. Mai băgăm una în plus? Extra așa de revelion? Da. Da? Să se bucure copiii? Prietenii tăi de la Dacogetica și ai tăi de la CS Dinamo? Da. Și pentru voi toți, da? Mai facem încă o probă pentru voi, specială. Pentru că sunt băieții invitați aici la mine special pe canal, o să le pregătesc acum challenge-ul de la 6 metri. Trebuie să dăm aici să rămână mingea dintr-o singură preluare. Rămân aici, faci o preluare și pe urmă dai la poartă gol, da? O să fiu eu în poartă și doar voi doi o să jucați, da? Da. O să dăm o serie fiecare cu mingile și care dă cele mai multe a câștigat la sfârșit. Ok? Da. Cine dă pasele primul? Da. Dai tu, Panti? Da. Hai să începem. Îi dăm drumul la challenge aici. Eric Constantinescu la tragere. Hai. Bine. Este. Hai voi să dai cum vrei, da? Tare, ușor cum vrei. Lovește-o, lovește-o, nu mai putea piciorul să vii, lovește-o. Te uita la mine ca să plângă barba. Nu, uita la mine. Do la parte, așa. Așa-l fac picior. Hai, bate repede! Damage! Full damage! Oh, doamne! Panti, un gol, atâta dai. Asta îți dau 100 de lei. Ia să vedem. 100 de lei, ai posibilitatea. Hai. Ha. La revedere. Băieți, cu ocazia asta s-a terminat și videoul. Bravo, felicitări. Amândurora. Așa că vă urăm la mulți ani, sănătate multă și să ne vedem la anul cu mai mulți subscriberi. Avem acum undeva în jur de 222.000 de abonați.
la anul cât să facem panti, cât să ne vedem în decembrie, ia zi, Ericone. 300.000? Eu vreau 350.000. Da, 350.000 la anul, în decembrie? Da. Și mai venim și mai facem și un video și atunci, da? Da. Bine, băieți. La mulți ani, sănătate multă și ne vedem în anul nou care o să vină.